Avem plăcerea astăzi să avem de-a face cu un prim an de arte învățământ superior în Baia Mare. Și e o realizare așa de mare, încât cred că și copiii și cei care sunt alături de ei sunt emoționați. În ceea ce mă privește, sunt matematician, dar am sprijinit în acest timp înființarea secției de artă la Baia Mare. Și dacă nu aveam, așa, din când în când, un impuls ajutată de domnul Traian Mișcă și de soția dânsului și de domnul Tiberiu Alexa, nu știu dacă am fi reușit să realizăm la Baia Mare un învățământ de stat, învățământ superior de artă. Nu vine să spun că continuăm tradiția celor 100 de ani pe care le-a făcut Holoșii până din 1896. Dar plutește în aer. În Maramureș plutește în aer culoarea și pe oriunde te-ai pliva, vezi artă. Vezi la țăram, vezi la munți, la conformația dealurilor, la pomilor desprunziți, încât e o minune că a început arta oficială și educată, educativă la Universitatea de Nord din Baia Mare. Vă felicit și vă doresc succes acestei prime generații de studenți și dau cuvântul mentorului acestei secții, domnul Victor Traian Crișcă. Înainte de toate, eu țin să mulțumesc domnului rector, profesor, doctor, inginer Emil Micu, senatului universității, domnului decan, domnul profesor doctor Nicolae Felecan, domnului prorector Lidia Cosma, conferențiar doctor, doamnei prodecan Georgeta Corniță, conferențiar la Facultatea de Litere. În afară de aceasta, se cade să mulțumesc Comisiei CNA care ne-a vizitat încă înainte de înființare și în fruntea căreia se găsea doamna dr. Corina Popa, profesor, șef de catedră la Facultatea de Arte Plastice din București. Ea fiind specializată, specialistă în istoria artei. Sigur că nu în ultimul rând trebuie să aduc mulțumiri prefectului din perioada aceea. Și bineînțeles și primării. În general, odată cu mulțumirile pe care le aduc pe această cale, excelențelor lor, că au înțeles că un burg nu poate fi un burg în înțelesul real al cuvântului, un oraș care să vrea în fruntea unei perspective în ceea ce privește dezvoltarea sa dinamică, atunci când i-a avut în vedere acest lucru, fără un întreg campus universitar care să aibă toate elementele de specialități în știință, în cultură, în artă. Spun asta pentru că niciodată nu se știe când o minte creatoare poate interveni cu o idee,
și pentru că am ajuns la această noțiune, idee. Încă noi suntem departe ca să fim în stare să facem un concurs pentru lansarea unei idei și să o și plătim la valoare de sute de mii de dolari sau milion sau peste, când această idee ar aduce zeci și sute de milioane de investiții, indiferent de investițiile necesare realizării unei idei. Pentru că în lume există țări care finanțează idei la valoarea lor. Aș vrea ca să vă dau un exemplu foarte scurt. În 1938, la Paris, a apărut două volume intitulate Psihologie consonantistă, autor Ștefano Dobleja. În 1942, Statele Unite pune la dispoziția inginerului Norbert Wiener suma, alocă suma de 34 de milioane de dolari, dacă rețin, și îi pune la dispoziție cele mai mari laboratoare cu toate utilajele, profesorii și cei care lucrau acolo în acea vreme, plus laboratorul din Mexic, în fruntea căreia se găsea unul din cei mai mari matematicieni ai timpului. În 1947, un editor din Paris, de origine mexicană, îi tipărește tratatul lui Norbert Wiener, la cele două tratate, o mică prefață, că psihologia consonantistă ar fi putut să se numească și cibernetică. La interpelarea lui Odobleja, lui Norbert Wiener, de unde i-a venit ideea? La bibliotecă în marele campus din Cambridge și vezi dacă cele două volume ale lui Ștefano Dobleja sunt, le au. Mi-a adus numărul de ordine de la bibliotecă. Aici închei paranteza. Ce vreau să spun? Când Norbert Wiener așa a fost întrebat, el a spus, cum le putea în aici? Mai vă adaug încă două minute. Am stat acolo, am avut oarecum jenă să deranjez masa de medici, doctor, și am așteptat să se termine. La sfârșit, ei s-au retras într-un birou. Atunci am fost prezentat de doctorul Ardelean Gheorghe, lui Mircea Malița, și am pus următoarea întrebare. Cum e posibil că din 38 până acum 16 ani nimeni n-a scris nimic despre Ștefano Dobleja? Da, pentru că m-am gândit și eu și o să scriu un articol. Chestiunea este următoare. Sigur că în cazuri de excepție, orice idee pe care un stat le poate folosi, așa cum statul american, eu sunt convins că, și am să vă spun de ce sunt convins, că au folosit cele două tratate în limba franceză al lui Ștefano Dobleja, pentru că
în afară de acele laboratoare și acei oameni de specialitate, Norbert Wiener a adus din Londra psihologi și sociologi și din Paris. Ce au rezolvat Statele Unite? Au rezolvat că au înzestrat toată, au echipat cu aparatură modernă toate navele, de pe uscat, armamentul greu, submarinele, avioanele care au putut să zboare razant și să identifice elemente și surse. Iar aportul lui Ștefan Odobleja n-a fost trăit. La Baia Mare, Ștefan Odobleja a fost menționat într-o comunicare științifică cu ocazia unui simpozion național, la vremea ce îi spunea Republican, organizat de profesorul fostul rector. Pai? Eugen Pai. Deci, acum, vă rog să mă iertați. Eu am vrut ca să ridic o problemă. Că, dincolo de faptul cine ar folosi inteligența unui om capabil să lanseze o idee sau o chestiune de creație, orice structura unei societăți ca a noastră, ca noastră de aici, o poate folosi spre binele întregii societăți. Ori, o secție, așa cum este a noastră, care a început cu două locuri și în rest cu taxe, a făcut cât a reușit ca să vă pună dumneavoastră chestiunea necesității înființării sau nu a unei viitoare școli superioare, a unei facultăți de artă de 5 ani care să întregească campusul universitar și celelalte secții ale învățământului. Cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Să le spună câteva cuvinte. Trebuie să recunosc că prea multe date despre această secție eu nu am. Sunt convins însă de un lucru, că acum un an, da, când s-a înființat, acest lucru a fost posibil doar cu generosul aport al unor inimoși oameni din domeniul artei și probabil că nu numai din municipiul Baia Mare, motiv cu care, pentru care merită acești oameni toată stima și lauda noastră a tuturor cetățenilor acestui oraș. Administrația publică locală dintr-un oraș ca și Baia Mare are datoria cel puțin morală și nu numai de a susține cu toate eforturile pe care le poate pune într-o idee de acest gen, pentru că dacă nu avem multe motive cu care să ne lăudăm în lume, arta este unul din motivele cu care putem să ieșim cu brațele deschise în afara granițelor țării. Iată că după 104 ani de la înființarea Școlii Văimărene de Pictură, a fost posibil ca să se înființeze în acest oraș o secție de pictură al unei instituții de învățământ superior al statului român. Poate că este târziu, poate că nu este târziu. Eu aș
felicita pe lângă inițiatorii acestei idei, tinerii care au avut întrăzneala să vină la această secție și iată că bănuiesc că este prima lor ieșire în public cu aceste minunate opere. Eu sunt convins că acești tineri pot să fie demn urmași ai persoanelor care, așa, în câteva cuvinte, noi le-am îngropat în Școala Primăriană de Cultură și sunt convins că peste câțiva ani, sper să nu fie foarte mulți, să auzim nu numai de numele lor, nu numai noi cei din Baia Mare, ci și restul românilor și, de ce nu, și numele lor să fie auzite și în afara țării. Deci felicitările se adresează, deopotrivă, felicitările mele în calitate de reprezentant al administrației locale, se adresează inițiatorilor acestei înființări, acestei secții și, nu în ultimul rând, tinerilor care compun această secție. La un post local de televiziune pentru interviu, de aceea îmi permiteți să mă retrag și considerați că eu totuși rămân cu sufletul aici. Vă mulțumesc pentru invitație și numai bine vă doresc. Să rămână la urmă. Iubiți studenți, onorați invitați, nu e lucru ușor să te rostești la deschiderea unei prime împrejurări care se dorește cap de serie adresat către public, dintr-o serie pe care istoricește ne-o dorim lungă, cât de lungă, și îngăduiți-mi să îmi amintesc că acest eveniment, cu modestia autoasumată, pentru că așa se cuvenea să fie, reeditează totuși cea din tâi experiență publică de artă plastică la Baia Mare, care se întâmpla în 1897, atunci când comunitatea Civitasului lua cunoștință pentru prima oară de cam ce înseamnă arta plastică profesionistă, cum arată, despre ce este vorba. Și mai ales de toți cei implicați, adică de să dăm cu toții tot ceea ce putem, în așa fel încât, într-adevăr, să împrejurarea de astăzi să fie una deschizătoare de porți pentru ceea ce în timp se va putea construi aici. Aș fi de acord principial cu doamna prorector, nici eu n-am sentimentul că ceea ce se întâmplă acum duce mai departe, pur și simplu, tradiția. Mi-ar place de asemenea să cred că ceea ce se întâmplă acum vine și polemizează constructiv cu această tradiție din trei motive, care mie mi se pare esențiale pentru ceea ce se întâmplă astăzi aici, de față cu noi. Unu, e pentru prima dată când în tradiția cultural-artistică băimăreană ia naștere o instituție de învățământ public superior de stat. Este un precedent și cred că el trebuie subliniat, nu îl subliniem probabil îndeajuns. Doi la mână. Deci, un al doilea argument este acela că, tot dacă vreți ca o prioritate, în competiția culturală națională, identitatea academică băimăreană dobândește o a treia dominantă, pe lângă dominanta filologică și pe lângă dominanta politehnică, dacă mi-e îngăduit să folosesc termenul, deși astăzi n-am înțeles de ce lumea îl percepe oarecum peiorativ, e vina lumii. Și anume, domeniul artistic, creativ-artistic. Aș vrea să cred și sper că nu deconspir ceva ce plutește în aer, știm practic cu toții, că această întâlnire, înainte de toate, se dorește o întâlnire, provocare, în sensul cel mai nobil al cuvântului. Punem în public și o să avem grijă să comunicăm desideratul și propunerea noastră de colaborare administrației locale. Credem că pentru privilegiile
inclusiv benefic materiale pe care identitatea artistică a Băii Mari le-a adus colectivității, primăria, mai exact administrația locală, este datoare cu un sprijin direct, să zicem, să ne imaginăm sub forma unei burse anuale. Credem că același lucru stă în putința administrației județene. O bursă anuală. Sperăm că vom putea obține, le sperăm, evident, dar în același timp sperăm să putem pune în fața autorităților economice, performerilor economici ai orașului și ai județului, suficiente argumente pentru a le solicita implicarea. Destinul viitor al învățământului academic este unul mixt, bugetat și sprijinit prin resurse alternative. Un ultim lucru, pentru că nu s-ar cuveni ca această împrejurare să treacă fără a sublinia îndeajuns făptașii ei, ca și cadrul didactic, al colaborator al universității, implicat în munca educativă, munca pedagogică cu distinșii noștri studenți, îngăduiți-mi să spun că, dincolo de faptul că pe umerii lor apasă, fatalmente, nici nu se poate altfel, apasă o grea cruce, cea a responsabilității, cred că ceea ce ei ne oferă astăzi, la parcurgerea unui jumătate din primul ciclu anual al celor 5 ani care ar trebui să însemne economia educațională a domniilor lor, cred că este de departe dătător de reale speranțe și de încurajare. Pot depune mărturie că suntem în fața contabilizării unui mai mult decât semnificativ progres profesional între, să zicem, data admiterii și data, iată, deschiderii publice în familie, în cerc restrâns, a primei expoziții de artiști profesioniști virtuali, dar nu cibernetici virtuali, ci umani virtuali, lucru care mi se pare cu totul deosebit, îmi îngăduiesc să îi felicit, să le comunic că examenul de poimâine va fi cu atât mai mult un prilej de bucurie a întâlnirii și a dialogului. Și în final, ca ultim cuvânt, să sper că ne vom putea întâlni într-un punct comun fundamentalmente necesar, subiecții care să facă, să construiască identitatea artistică a Băii Mari de mâine și de poimâine, subiecții de astăzi ai mediului academic care să îmbrățișeze în continuare cauza acestei instituții cu toate dificultățile, dintre care chiar îmi place să cred că cea financiară este cea mai puțin majoră, și mergând mai ales înspre obște, înspre comunitate, înspre Civitasul, care, am mai spus-o și cu alte prilejuri, și poate să este un prilej esențial, dacă își dorește identitate, trebuie să-și o caute în primul rând în zona culturii. Și dacă își dorește identitate culturală, nu poate găsi un câmp mai propice decât cel legitimat și certificat de peste 100 de ani de praxis performant. Și dacă își dorește acest lucru, atunci, cu brațele deschise, o așteptăm pe dânsa, pe comunitate, să se implice, să îi ajute, ajutându-ne și ajutându-ne cu toții în cel mai civic spirit cu putință, fără de care e puțin probabil să putem construi viitorul de mâine și de poimâine. Eu vă mulțumesc și în final, încă o dată, îi felicit pe domnișoarele și pe domnii studenți, cu năzuința că simt cu adevărat că este abia un început. Asta încearcă să se academizeze, deci asta poate fi o chestie bună, poate fi o chestie interpretată și din perspectivă conservatoare,
dar cred că se vor găsi proporțiile adecvate, în așa fel încât spiritul creativ al tinerilor să nu fie constrâns de această armură academică în mod negativ. Dimpotrivă, deci sub această armură academică sperăm ca spiritul creator al tinerilor să se șnească și comunitatea să aibă un lăstar frumos, pentru că ne găsim în domeniul artistic. Armura să-i protejeze. Deci armura, zice domnul Mihai Muscă, critic și istoric de artă, muzeograf, deci să-i protejeze. Deci să-i protejeze, sigur, tot în această dorință și speranță a devenirii. Deci să ne așteptăm la lucruri bune. Suntem Facultatea de Litere, care avem în interior specializarea arte. Suntem foarte mândri de asta, chiar dacă nu a apărut, dar suntem totuși foarte mândri și chiar dacă suntem la o anumită depărtare, pentru că suntem acolo pe Victorie și sediul picturii este aici, noi întotdeauna îi simțim aproape pe cei de la pictură. Eu vreau să-i felicit pentru asta și vreau să spun că, într-adevăr, suntem foarte bucuroși și mândri că sunteți ai noștri, dar în același timp vă dorim din toată inima să creșteți așa și să vă formați în așa fel încât peste un an, doi, trei, să putem spune Facultatea de Arte Plastice. A doua facultate. Drilea. Nicoară, nu pot cover. Alina. Nu țipă, e foarte calmă. Oxana din Chișinău. La a doua facultate, domnul Itu Valentin. Rad Florin. Și în afara lor, doi care sunt absenți. Mai trebuie să vă spun că unul foarte talentat s-a retras din lipsa posibilităților de a plăti jumătatea de taxă înainte de a intra în examen. Nu înainte de a încheia, trebuie să mulțumesc domnului Victor Florean, care a sponsorizat în luna octombrie o sumă care, dacă n-am fi avut-o, nu ați fi avut culoare pe pereți. Îi mulțumesc în numele lor, în numele universității, în numele facultății. Așa cum, nu știu dacă am amintit, adică am avut acceptul a unui număr de 16 studenți, din care 8 fără taxă. Am început anul cu două locuri, fără taxă. Din cauza asta am avut niște greutăți foarte mari. De regulă, nu este obiceiul la nicio academie de artă ca în mijlocul anului să se prezinte studenții într-o expoziție, abia la finele anului. Am hotărât de comun acord cu Universitatea, decanatul și cu studenții să o facem. Eu sunt ultimul și primul care îi felicit pentru... și încă ceva. De aici, după ce vă veți scălda, vă invit alături
în sala de alături să ciocnim o cupă de șampanie. Toți! Da, istorie, mai am o poziție. Pentru istorie. Dispun despre noi cu masacră. Gata, suntem liberi.